Începem seara aceasta cu rugăciune. Te binecuvântăm, Tatăl nostru care ești în cerul, ne închinăm înaintea Ta în seara aceasta și îți mulțumim că avem harul, Doamne, să fim în casa de rugăciune într-o seară atât de importantă pentru mântuirea noastră. A fost ultima seară a Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta și din seara aceasta, din noaptea aceasta, a început suferințele Lui, suferințe mari, de dragul nostru, pentru mântuirea noastră, pentru salvarea noastră. Și am venit în această seară, încă o dată, să-ți mulțumim, Doamne, pentru ceea ce ai făcut Tu, pentru suferințele Tale, pentru că ai mers până la capăt, pentru că ne-ai iubit pe noi și pentru că ai iubit omenirea întreagă. Doamne, stăm înaintea Ta. Privește cu milă și îndurare spre noi. Primește închinarea noastră. Primește lauda buzelor noastre. Ascultă rugăciunile pe care vrem să le aducem înaintea Ta. Și, Doamne, apropie-Te de noi cu Scriptura și vorbește-ne. Mulțumesc pentru toți cei care au venit la închinare. Doamne, ne rugăm pentru întreaga biserică de aceste sărbători să o binecuvintezi. Să binecuvintezi familiile din biserică, să păzești biserica, Doamne, de evenimente nedorite. Ne rugăm pentru cei ce sunt bolnavi să Te atingi de ei, să lucrezi vindecare. Mulțumim, Tată, că ne asculți. În numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin. Vă rog să vă așezați. Ne bucurăm să fim în seara aceasta în casa Domnului și mă bucur de toți cei care v-ați făcut timp și ați venit la ora 7. Că astăzi am fost sunat ca niciodată. Atâtea persoane m-au sunat să mă întrebe la ce oră îi. Mi-a dat seama câtă importanță dăm noi anunțurilor în biserică. Când se anunță în biserică programul, nu știu, da? Mă bucur că suntem aici și am venit să ne închinăm și să lăudăm pe Domnul. Mă bucur că avem și fanfariști și poate și fanfara să cânte. Am avut mormântare și m-am gândit că am avut așa o bucurie să văd că de mult n-au fost atâția frați, atâția pocăiți la priveghi. În special în prima seară și în a doua. Au fost semn de privei când eram cu fratele Nelu, cu fratele Daniel, 3-4, de-abia puteam cânta. Așa au mers cântările și a fost o lucrare pentru slava Domnului, slăvit să fie numele Lui. În seara aceasta avem două cântări cu biserica la început. Fanfara, momentele de rugăciune. L-am rugat pe fratele Andrei Iovan să pregătească un cuvânt pentru noi. Așa că predica va fi ținută de fratele Andrei, Domnul să-l binecuvinteze. Veți vedea că vom avea un viitor predicator. Și lângă el și ceilalți tineri să-și redescopere darul pe care Domnul i-a dat și să-l pună în slujba Domnului. Invit frații care sunt la închinare să vină în față și împreună cu ei haideți să lăudăm, să ne închinăm Domnului.
Câți dintre dumneavoastră ați avut timp să citiți în săptămâna aceasta, în Scriptură, în Evanghelii, evenimente legate de ce s-a petrecut în seara aceasta, în noaptea aceasta? Ați citit în Biblie? Da? A fost cea mai grea noapte pentru Domnul Iisus. Atâtea s-au petrecut într-o noapte ca aceasta. În mai puțin de 24 de ore, Domnul Iisus a fost prins, a fost batjocorit, a fost bătut, a fost judecat, a fost condamnat și a fost răstignit, omorât. Din ce vă aduceți aminte, chiar dacă nu ați citit în zilele acestea, care credeți că a fost cel mai greu moment pentru Domnul Iisus în noaptea aceasta? Ghețiman. A fost mai greu Ghețimani ca răstignirea? Momentul în care și-a dus crucea și a căzut. Ce părere aveți de sărutul lui Iuda? Ce părere aveți de cei care, deși era atârnat pe cruce, îl batjocoreau de la oamenii simpli până la conducătorii poporului? Ce a simțit Domnul Iisus? Ce a simțit Domnul Iisus când a strigat Eli, Eli, lama sabachthani? Adică, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Cred că a fost un moment extraordinar de greu. Acea părăsire a Fiului de către Tatăl. Și toate astea Hristos Domnul le-a suferit. Și de dragul meu, de dragul tău, de dragul nostru. Noi meritam. Dar a acceptat El să sufere și să treacă prin momente atât de grele într-o noapte ca aceasta. Acum, de ce am venit noi în seara aceasta aici? Am cântat Regele Vieții, Domnul meu, du-mă la Golgota, ca să nu uit iubirea ta. Am venit ca să ne aducem aminte, am venit ca să ne manifestăm recunoștința, am venit ca să-i mulțumim, pentru că suntem conștienți că datorită a ceea ce s-a petrecut în noaptea aceasta, noi avem iertare. Și n-am stat acasă și am venit chiar dacă poate pentru o oră să ne închinăm și să-i mulțumim. Eu am ales să citesc câteva versete din Evanghelia după Luca. Andrei o să citească din Evanghelia după Matei. Evanghelia după Luca, capitolul 22. Un moment care și eu îl consider că a fost extraordinar de greu, și anume Ghețimani. De la versetul 39. După ce a ieșit afară, s-a dus, ca de obicei, în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească.
a ajuns într-un timp ca de moarte și a început să se roage și mai ferbinte. Și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți de întristare și le-a zis, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Cât de greu i-a fost Fiului lui Dumnezeu, un înger îi se arată să-l întărească. Și gândiți-vă că el fiind Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, știa ce urmează. Știa pas cu pas prin ce va trece, prin toate suferințele lui. Matei relatează că de 3 ori s-a îndepărtat de ucenici și s-a rugat și s-a întors și i-a găsit dormind. Este rugăciunea din Ghețiman și dacă el, ca Fiul al lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, se roagă, vrea să ne învețe pe noi un lucru. Vrea să ne învețe că să iubim rugăciunea și să petrecem timp în rugăciune. Să-L căutăm pe Dumnezeu în rugăciune, mai ales când știm că urmează momente grele. Observați un lucru la care nu m-am gândit până astăzi și ieri, meditând la evenimentele prin care a trecut Domnul Iisus. Paharul acesta. Mă gândeam, la ce se referă paharul acesta? Ce vrea să spună Domnul Iisus? Depărtează de la mine paharul acesta. Eu m-am gândit așa, oare paharul acesta, Domnul Iisus se referă la durerea fizică? La modul în care a fost batjocorit, biciuit, pălmuit, scuipat? Se referă la procesul enorm de greu și de dureros al răstignirii? An de an spuneam la întrebările acestea, răspunsul meu a fost nu. Dar vreau să vă spun că Iisus era și om. Pe de o parte om, dar în același timp Dumnezeu, și El a simțit durerile. Ca oricare dintre noi. Dacă te-ai tăiat, dacă te-ai impuls, simți durere. Gândiți-vă la biciuirea pe care a suportat-o Domnul Iisus Hristos și de fiecare dată se rupea o bucățică de carne. Gândiți-vă la momentul răstignirii, când crucea pe care era atârnat a căzut în groapă și toată greutatea era în mâini și în picioare. Și Hristos știa ce l-așteaptă, dar ca om. Sigur că paharul la care se referă Domnul Iisus Hristos aici, în special, este agonia spirituală pe care trebuia să o poarte datorită faptului că păcatele lumii întregi apăsau asupra lui. Acea agonie pentru păcatele întregii lumi, urmată de momentul acela în care Tatăl și-a întors fața și l-a părăsit. Ce am observat aici e că Domnul Iisus, tot ceea ce am spus despre durerile fizice, că poate însemna paharul, agonia purtării păcatelor întregi omeniri, Domnul le rezumă când stă de vorbă cu Tatăl în cuvântul acesta. Depărtează de la mine paharul acesta. N-a fost nevoie ca Iisus să vină să spună Tatălui în rugăciune, Tată, atât de greu va fi momentul când voi fi
biciuit, atât de greu va fi momentul când îmi vor pune piroanele în mâini și în picioare. Doamne, cel mai greu moment va fi când voi purta păcatele omenirii întregi asupra mea, urmat de momentul în care te vei depărta. Dar Domnul Iisus spune doar atât. Dacă este cu putință, depărtează paharul. Uneori când venim în rugăciunile noastre și putem să învățăm de aici, nu trebuie să... Scriptura ne spune că să ne rugăm și că înainte de a cere noi ceva, înainte de a veni cuvântul pe buze, Dumnezeul nostru știe de ce avem nevoie. Și m-am gândit la lucrul acesta. Sigur că putem să venim înaintea Domnului cu toate nevoile noastre, cu toate dorințele noastre, cu cererile noastre. Dar e nevoie să cerem de la Domnul înțelepciune când ne rugăm. Și uneori o rugăciune poate scurtă, dar are atâta greutate în ceea ce spun. Dacă este cu putință, dacă nu, nu voia mea, voia ta. Frăților, am venit în seara aceasta ca să medităm la suferințele Lui, să învățăm din suferințele Lui, să ne aducem aminte de ceea ce a trebuit, prin ce a trebuit să treacă Fiul lui Dumnezeu și să-i mulțumim. Acolo erau și păcatele noastre. Păcatele tale, păcatele mele, ale fiecăruia dintre noi. Și Hristos a mers până la capăt. A băut paharul acela. Și aș vrea să îi mulțumim în seara aceasta. Aș dori să avem mai multe rugăciuni de mulțumire la adresa Domnului nostru. Dar aș vrea să avem și rugăciuni de mijlocire. Am primit un mesaj pe grupul păstorilor în care suntem rugați să mijlocim pentru un păstor are o tumoare și el va fi internat în spital, fratele Petrică Vidu, ca să fie operat. Știu că duminică după masă trebuia să fie la biserica din Tin ca să predice. Nu știu ce s-a întâmplat și nu știu dacă va mai merge la biserică. Și am văzut că au scris mai mulți păstori pe grup că se roagă și că se vor ruga cu bisericile. Să mijlocim pentru fratele Petrica. Să se atingă Domnul de el. Am vorbit cu fratele Lucian. În zilele acestea, sora Cornelia a fost dusă la spital. Nu s-a simțit bine, nu putea să stea în picioare și are nevoie din nou de medicamente, de tratament. Și încă e acolo, da? Încă e acolo. Să mijlocim și pentru sora Cornelia. Mai sunt și alții. Dar în mod special, mulțumiri la adresa Dumnezeului nostru pentru ceea ce a suferit El pentru noi. Vă invit să vă ridicați rugăciuni personale, sincere, din inimă, scurte, conștienți că Dumnezeul nostru ne primește și ne ascultă. Haideți să stăm înaintea Domnului să ne rugăm. Te rugăm, Domnul.
mulțumim. Da. Da, Doamne, te rugăm să te miluiești. Te rugăm, Doamne. Amin. 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 Te rugăm. Te rugăm, Doamne. Să rămânem în liniște câteva momente și fiecare dintre noi să ne îndreptăm gândul spre Domnul. A fost o noapte grea pentru Domnul nostru și a suferit pentru noi. Vrem să-i mulțumim. Am mai făcut lucrul acesta. Dar seara aceasta, noaptea aceasta este una specială. Atât de greu i-a fost Mântuitorului și a suferit de dragul nostru. Mai mulțumește cere să-ți dea putere să îi fii recunoscător, să-l iubim mai mult, să-l slujim, să rămânem pe calea lui până la capăt. Câteva clipe stăm în liniște. Să vă așezați și ne mai scurtăm fanfara cu cântare pentru slavă Domnului. Thank you.
Petru să citească partea din Scriptură, se va ruga și apoi ne va vesti cuvântul Domnului. Mâine dimineață, de la ora 10, ne întâlnim în casa Domnului pentru închinare, pentru rugăciune, pentru ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Este zi de sărbătoare și vom avea doar de dimineață servici în casa Domnului. Duminică dimineața, de la ora 10, ne întâlnim să ne bucurăm și să îl onorăm pe Cel care a biruit moartea și este viu în vecii vecilor. M-aș bucura dacă grupul de băieți ar putea, bărbați, o cântare de dimineață. Avem doar o poezie pe sora Daria, nu s-a mai anunțat nimeni. Fratele Iulian va fi cu noi, va fi fanfara. Ar fi frumos dacă cei care au darul de a cânta. Știu că trebuie pregătit, trebuie repetiții, trebuie jertfă. Dar gândiți-vă ce l-a costat pe Domnul, cât a suferit El. Să avem măcar două cântări în timpul programului de dimineață. După masă sunt copiii, da? Și au tinerii două cântări în programul lor. Dar ar fi frumos și de dimineață. Gândiți-vă că uneori Dumnezeu, printr-o cântare, poate cerceta. Și la Paști vin oameni, vin persoane care vin doar de Paști și de Crăciun și pot fi cercetate printr-o cântare. După masă, duminică, de la ora 5. Luni vom avea servici doar de dimineață. Va fi fratele Cristi împreună cu noi. Acum vă invit să ne ridicăm și ne invit pe fratele Andrei. Citim din Matei, capitolul 26, începând cu versetul 30 până la versetul 56. Matei 26, începând de la versetul 30. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele Măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris. Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adevărat îți spune, zis Iisus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, trebuie lepădat de mine de trei ori. Petru a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu o voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețiman, și a zis ucenicilor, ședeți aici, până mă voi duce să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, a găsit dormind și a zis lui Petru, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de lucru, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se depărteze de mine paharul acesta fără să-l ia, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că îi se îngreunaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12 cu o gloată mare, cu săbii și cu ciumege, trimiși de preoții cei mai de seamă și bătrâni din norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta, pe care îl voi sărăta eu, acela este. Să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis, plecăciune, învățătorule! Și l-a sărutat. Iisus i-a zis, prietene, ce ai venit să faci, fă!
Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și unul din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, pune-ți sabia în locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să mă rog tatălui meu, care mi-a pune îndată, îndemână, la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum să vă împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? În clipa aceea, Iisus a zis gloatelor, ați ieșit ca după un tâlhar, cu sabii, cu ciomege, ca să nu prindeți. În toate zilele sudeau în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Amin. Ne plecăm și ne rugăm. Doamne, mulțumim pentru că vrei și în seara asta să ne vorbești, vrei și în seara asta să ne înveți din cuvântul Tău. Îți mulțumim înainte de toate că Tu ai suferit pentru noi, ai suportat chinul păcatului și suferințele crucii, ca noi astăzi să putem să beneficiem de acest har nemeritat pe care îl avem prin Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne înveți astăzi din cuvântul și mi-e putere să pot să vestesc cuvântul Tău așa cum Tu dorești pentru fiecare parte. Numele Tău să fie lăudat în veci. Amin. Putem să ocupăm locurile. Am ales să citesc puțin mai mult, poate și pentru că textul cuprinde mai multe evenimente din seara de joi pe care Domnul Iisus a avut-o de suferit și îndurat. Așa cum spunea fratele Ghiță, este cea mai grea seară din viața Domnului nostru Iisus Hristos. O seară care vine după o săptămână destul de plină pe care Domnul Iisus a petrecut-o în Ierusalim și în Betania. Știm că duminica dinaintea acestei joi, Domnul Iisus a intrat triumfal în Ierusalim, după care a avut mai multe certuri, dacă le-am putea spune cu preoții cei mai de seamă, anumite stări prin care Domnul Iisus a trecut. Avem starea de bucurie care a avut loc în ziua de Duminica Rusar, de Duminica Floriilor. După aia avem stări de mustrare pe care le-a avut, mustrând farisei și cărturarii. Avem cearta pe care a avut-o cu cei care vindeau și făceau negoți în templu. După care avem această seară de joi în care el a fost trădat. El a fost vândut și a fost prins, batjocorit și în cele din urmă vinerea a fost omorât. Dar noi nu ne oprim aici. Știm că totul culminează cu învierea Domnului, ceea ce face ca și astăzi noi să fim strânși aici la oaltă. Fără învierea Domnului n-am fi aici astăzi. N-am avea pentru ce să ne rugăm, n-am avea cui să ne rugăm. Iată astfel că stăm adunați și ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Așa cum Domnul ne-a încurajat pe ucenici, trebuie să sufere aceste lucruri, trebuie să mor, voi învia, dar apoi o voi trimite un Mângâietor. Și astăzi suntem aici, datorită acestui fapt. Aș vrea să privim în textul acesta și să vedem mai multe atitudini. Eu le-am zis, atitudini demne în fața suferințelor. Atitudini pe care Domnul Iisus le-a avut. Aș vrea să încep prin atitudinea care oarecum precede suferințele Domnului, care nu sunt surprinse neapărat în textul citit, dar și prin textul pe care le-am citit, prin încurajările pe care Domnul le dă ucenicilor, El le slujește ucenicilor. Prima, slujirea Domnului. În Matei, capitolul 20-28, avem scris, pentru că Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Toată viața Lui, și în special în cei 3 ani de activitate pe care Domnul Iisus le-a trăit înainte să moară, El a slujit. Găsim asta pe paginile Sfintei Scripturi. Și în special culminează cu
spălarea picioarelor, care a avut loc înainte de prinderea Lui, prin care Domnul Iisus a vrut să se demonstreze că trebuie să ne supunem și să slujim altora. După aia, textul citit, după ce au luat diecina, începe astfel, după ce au cântat cântarea. Mi-a plăcut foarte mult această frază, după ce au cântat cântarea. Se pare că când au luat cina, sau după ce au luat cina, au cântat, s-au bucurat. Aș putea să zic că a fost în mijlocul laudelor. Evident, Iuda nu mai era acolo pentru că plecase înainte să-și facă treaba lui. Treaba lui era să-l vândă pe Domnul. Inițial, înainte de seara aceasta, Biblia ne spune că a hotărât în inima lui și s-a și dus la preoții cei mai de seamă ca să se tocmească cu ei pentru cei 30 de arginți. Dar mi-a plăcut în mijlocul laudelor. Avem o colegere de imnuri de la Iubilate care spune în mijlocul laudelor. Probabil că de aici s-au inspirat și frații. Și aș vrea să fac referire și la o altă cântare care mie îmi place foarte mult. Creștinii noștri de pe vremuri, pe sub pământ altar zideau și pe furiș la miezul nopții vegheau și acolo se închinau. Iată că ucenicii, după această întâmplare, am putea spune că n-au prea vecheat. Ei au fost foarte speriați când cei care l-au trădat pe Domnul Iisus și cei care au venit după Domnul Iisus. Au fost foarte speriați. N-au vecheat. O să vedem mai încolo ce înseamnă sau care sunt consecințele a faptului că nu veghem. Nu te încrede în forțele tale. Ai grijă să nu cazi. Iisus îi avertizează pe ucenici. În versetul 31 găsim scris. Atunci Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris: voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Domnul Iisus știa ce se va întâmpla, știa că va fi prins, știa că ucenicii pe care îi considera prieteni și mi-a plăcut foarte mult în Ioan, găsim scris cum Domnul Iisus îi se adresează ca și prieteni, ca la niște prieteni. Chiar și lui Iuda îi spune: prietene, ce ai de făcut? Fă repede. Observăm că Domnul Iisus slujește ucenicilor și prin faptul că îi atenționează. Noi când slujim, trebuie să nu doar să privim cum alții se rătăcesc de la calea Domnului. Dacă trebuie să spunem ceva, trebuie să spunem. Să avertizăm, așa cum Domnul Iisus a făcut. Noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Și au găsit. Dacă ne uităm mai departe și în toate relatările din Evanghelii, găsim scris cum ucenicii au fugit, am putea spune, ca niște potârnichi. Dar când văd o pasăre, una, două, se ascund. Toți s-au ascuns. Au fugit care încotro. Numai de ei. În afară de Ioan, care a mers cu Domnul Iisus în curtea marelui preot și de Petru, care a fost oarecum acolo, la ușă, toți au fugit. Slujirea, închinare în raport cu caritatea. De multe ori mi se spune trebuie să dai bani. Vedem pe unii care dau foarte mulți bani și oarecum cred că slujesc prin asta. Nu slujesc. Ei doar fac niște acte de caritate care în ochii Domnului sunt un nimic. Noi slujim pentru că Dumnezeu ne-a răscumpărat și ne îndeamnă să facem acte și fapte vrednice de pocăința noastră. Așadar, o slujire, așa cum am spus, o găsim în Ioan capitolul 12, când Maria, sora lui Lazar, cel pe care Domnul Iisus l-a înviat, toarnă mir pe picioarele Domnului Iisus. Interesant este că în acel episod, Iuda, așa cum găsim scris, se revoltă. Zice: Doamne, cum lași să se întâmple asta? De ce n-am putut să vindem noi acel mir care este foarte scump să ajutăm săraci? Observăm cum Domnul Iisus, dacă vom citi acasă, îl ceartă pe Iuda
și spune nu. Pe săraci aveți tot timpul cu voi, dar cu mine aveți doar acum. În al doilea rând, aș vrea să privim la o altă atitudine pe care o putem desprinde din acest pasaj și din relatările acestor evenimente, încurajarea. Aș vrea să citim puțin din Ioan, unde găsim foarte multe versete în care Domnul Iisus încurajează ucenicii, pentru că știa ceea ce se va întâmpla cu ei. Ioan, capitolul 15, citim de la versetul 12. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce m-a auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să duceți roadă și roada voastră să rămână, pentru că orice veți cere de la tatăl meu, în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Aș vrea să privim acum la episodul din Ghețiman. Un episod în care Domnul Iisus se roagă. Și în Evanghelia după Ioan găsim scris întreaga rugăciune Domnului nostru Iisus Hristos. Cred că Ioan a auzit ce s-a rugat Domnul Iisus Hristos. De asta el și scrie cel mai mult despre rugăciunea Domnului Iisus Hristos. În această rugăciune, eu cred că Ioan a găsit încurajare, de asta ce scrie. Și din rugăciunea Domnului Iisus Hristos, așa cum a spus și fratele Ghiță, putem desprinde niște învățături. În prima fază, dacă ne uităm în Ioan capitolul 17, găsim planul lui Dumnezeu cu privire la ucenici. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere ca orice făptură să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. În acest verset 3 putem vedea cum Dumnezeu descrie planul său. Planul lui Dumnezeu este ca noi să-L cunoaștem pe El, pe Iisus Hristos, pe care Dumnezeu l-a trimis. Putem desprinde alegerea Domnului Iisus Hristos. Alegerea pe care El a făcut-o, alegând ucenici din mulțimea de oameni care era atunci. El a ales o mână de oameni care să le reprezinte. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să fac. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat. Ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine. Apoi, găsim unitatea la care face referire Domnul Iisus în această rugăciune. Există un proverb care spune: nu există putere fără unitate. Această unitate, din păcate, nu prea a existat între ucenici după ce s-a întâmplat în grădina Ghețiman. De asta și Domnul Iisus se roagă pentru unitate. Pentru ei mă rog, spune Ioan capitolul 17:9, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. În versetul 21, din Ioan 17, mă rog ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu sunt în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru că lumea să creadă că tu m-ai trimis. Această unitate și-a făcut simțită prezență, dacă putem spune, după învierea Domnului Iisus Hristos, după înălțarea Domnului Iisus Hristos, când ucenicii au fost umpluși de Duhul Sfânt, când Petru
predică la Rusalii și o mulțime mare de oameni se întoarce și cere să fie botezată. Pentru asta s-a rugat Domnul Iisus Hristos. După unitate avem nevoie de trimitere. După ce cunoști scopul lui Dumnezeu, trebuie să mergi. Și Domnul Iisus se roagă și pentru unitate. În versetul 18, cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu, pe ei în lume. Scopul ucenicilor, în ultima instanță, era de a face cunoscut numele Domnului. Domnul se roagă și îi pregătește prin această rugăciune. Încearcă să încurajeze prin această rugăciune, să ceară Domnului ajutorul pentru ucenicii lui. În versetul 32, din Matei 26 și în 33, îl vedem pe Petru cum se bate cu pumnul în piept. Și spune, eu, Doamne, eu niciodată nu voi găsi în tine un procent de potignire. Același Petru care s-a lepădat. Interesant cum Petru este cel care totdeauna era cel mai plin de râu dintre toți ucenicii. El a fost cel care, atunci când a văzut pe Domnul Iisus venind pe ape, s-a dat jos din corabie și a început să meargă la Domnul Iisus. El este acela care a spus, eu, Doamne, eu mă duc cu tine până la moarte. Sau când a spus, Doamne, eu nu voi lăsa ca tu să fii prins, batjocorit. Numai de capitolul 16. După care Domnul se spune, înapoi a mea satana. Acest Petru avea nevoie de încurajarea Domnului Iisus Hristos. Atât de mult a fost prins de această problemă Petru, încât trebuia ca Domnul Iisus să-l încurajeze. Trebuia ca să revină din nou. De asta și Domnul Iisus oarecum are o relație mai specială cu Petru. În ultimul rând, aș vrea să ne oprim la un alt aspect, la o altă atitudine pe care Domnul Iisus a avut-o în mijlocul suferinților, pe lângă slujire și încurajare. Eu am numit-o calmul și răbdarea din mijlocul suferințelor. Tăcerea și calmul și răbdarea Domnului Iisus Hristos a fost oarecum de neînțeles. Toți cei care erau în curtea marelui preot, Pilat și toți ceilalți, n-au putut să înțeleagă. Încercau să-l prindă și să aibă pentru ce să-l acuze. Dar Domnul Iisus nu a vorbit cu ei. Știa că orice ar face, ei o să-l răstignească. Am putea spune că din versetul 40, o învățătură am putea să o tragem, care zice așa. Apoi a venit la ucenici, a găsit dormind și a zis lui Petru, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Probabil ucenicii erau obosiți. După o săptămână plină, n-au mai putut. Natura umană și-a spus cuvântul și dreptul lor. Și râvna, deși a fost mare, trupurile i-au căzut. Roagă-te și vechează, pentru că Ispititorul va veni. O măsură pe care o putem să o tragem din acest pasaj. Spita va veni când nu te gândești. Roagă-te și vechează. Domnul Iisus le trage atenția și le spune, roagă-te, rugați-vă și vegheați, ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar care este neputincioasă. Interesant este că totul era pregătit. Din punctul în care cei care au venit să-L prindă pe Domnul Iisus au venit, totul era pregătit. Ei au devenit niște pioni ușor de manipulat de lumea spirituală demonică. Toți erau porniți să-L omoare pe Domnul Iisus. Inclusiv farisei, inclusiv cărturari, pe care Domnul Iisus îi numește morminte vorbite. Găsim scris cum îi mustră și le zice, vai de voi, vai de voi. Domnul Iisus le știa inima. Știa că sunt porniți să-L omoare. Și preotul Caiafa, marele preot Caiafa, dacă citim în Ioan, capitolul 11, Ioan 11 cu 49,
Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acela nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei ispiți. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. Este un pasaj pe care, sincer să-l spun, eu l-am ignorat. Dar iată că Dumnezeu a descoperit și altul, și acestui mare preot, Caiafa, că Domnul Iisus avea să moară. Și nu numai să moară, ci să adune nu numai neamul acela, ci pe toți copiii lui pretutindeni, prin credința Domnului Iisus Hristos. Un alt pasaj pe care îl găsim în aceste relatări este pasajul în care Pilat se dă vorbă cu Domnul Iisus, îl întreabă anumite lucruri la care Domnul Iisus la unele răspunde, la unele nu. Și la un moment dat îl întreabă Pilat Domnul Iisus: ce este adevărul? Întrebare la care nu îi dă răspuns. Noi știm că Domnul Iisus este calea, adevărul și viața. El este singurul care poate da mântuire. Evident, și Pilat era orbit. Nici el nu putea să vadă harul pe care Domnul Iisus avea să-l ofere. Ce a vândut Iuda pentru cei 30 de arginți? A vândut un om? L-a vândut pe Domnul Iisus? Sau și-a vândut propriul suflet? Pentru cei 30 de arginți, Iuda și-a vândut sufletul. Pentru că Domnul Iisus, negreșit, se ducea, după cum este scris, Matei 26:24, negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Durerea este și mai mare pentru că Iisus știa dinainte ce are să îi se întâmple. Durerea asta e și mai accentuată pentru că prietenii l-au trădat. Biblia ne învață să nu ne încredem în oameni, dar în același timp ne spune că și prietenul adevărat iubește oricând și în norocie ajunge ca un frate. Iată că ucenicii nu au făcut acest lucru. De asta Domnul i-a încurajat. Așa cum a spus, lumea și pe Iuda, prieten. Chiar după ce l-a trădat, chiar după ce a întors spatele și chiar după ce i-a provocat acea durere, după cum spunea și fratele Ghiță, l-a vândut printr-un gest al dragostei, sărutul. L-a vândut prin oarecum ce era mai prețios într-o relație, printr-un sărut. Și durerea este și mai accentuată pentru că, așa cum găsim în versetul 55, au venit după el ca un tâlhar. A ieșit ca după un tâlhar și pentru Domnul Iisus. Cu săbii, cu ciomege, ca să nu prindeți. În toate zilele și de-a mâncărul vostru, învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Sigur, noi putem să venim azi în fața Domnului, să-i mulțumim pentru ceea ce a făcut. Prin faptul că, prin suferințele Lui și prin moartea Lui și prin învierea Lui, avem astăzi intrare liberă la Tatăl. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să tragem niște concluzii. Indiferent de circunstanțele prin care treci, slujești. Domnul Iisus a slujit înainte, a slujit în timpul suferințelor, a slujit după. A slujit chiar și după înviere. Încurajează în încercare. Rugăciunea are un rol esențial. Așa cum Domnul Iisus s-a rugat în suferințele pe care le-a purtat, în grădina Ghețimani, în mijlocul suferinților. Încurajează. Roagă-te pentru cei care îți doresc răul. Rugați-vă pentru cei ce vă dea asta în Sfânta Scriptură.
Dumnezeu se poate folosi de tine pentru a încuraja semenii tăi. Când ești în strâmbărare, fii atent la limite. Vedem în versetul 52, atunci Iisus i-a zis, pune-ți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor primi. Ai grijă să nu întinzi limita prea mult. S-ar putea să ajungi unde nu trebuie. Cel care a scos sabia a făcut un lucru greșit și Domnul Iisus îi atenționează, ai grijă, pentru că cei ce scot sabia, de sabie vor primi. Ai ajuns la cunoștința adevărului? Dacă nu ai ajuns la cunoștința adevărului, trebuie să ajungem la cunoștința adevărului. Domnul Iisus este adevărul. Și trebuie să ajungem la această cunoștință. Pentru că dacă nu, așa cum ucenicii n-au fost conștienți de ceea ce se întâmplă, și noi putem să cădem dacă nu vegem. Privind în urmă, totul s-a întâmplat pentru binecuvântarea noastră, a celor aleși, a celor mântuiți. Nu-L părăsi pe Domnul, chiar dacă alții L-au părăsit. Domnul a primit ceea ce trebuia primit. Harul transformării a fost plătit. Acceptă harul Lui. Și haide să avem acea atitudine de smerenie, acea atitudine de slujire, de încurajare, de răbdare în suferință și mânați de harul care dă transformare și astăzi. Așa cum în Tit, capitolul 2, 11, găsim, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață cum să lucrăm cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie. Amin. Amin. Îi mulțumim Domnului pentru seara aceasta și mulțumim fratelui Andrei. Există potențial în biserică, să știți. În generația tânără. Mulțumim pentru mesaj. Am urmărit. Am fost atent. Subiectul foarte frumos, dezbătut. Atitudini demne în suferință. Dar cel mai mult îți mulțumesc că ai acceptat provocarea. Că ai acceptat să te pregătești. Nu se poate fără muncă, fără jertfă. Să știți că vor urma și alții. Vin vremuri tot mai grele, vremuri în care greu găsești păstor, și încă cu câțiva ani nu m-am spus viitorul bisericilor, slujitorii vor fi echipa care va fi din biserica locală. Neapărat un om, ci o echipă care se vor pregăti, se vor programa și vor sluji. Și avem tineri care au potențial mare și au ce să dea. Domnul să-i binecuvinteze. Vom încheia seara aceasta. Haideți să ne plecăm înainte Domnului. Doamne, pentru că ne-ai primit la închinare și pentru că ai pus dragoste în inima noastră să venim în seara aceasta, pentru că te-ai apropiat de noi cu cuvântul Scripturii și ne-ai vorbit, pentru că încă o dată în centrul atenției noastre a fost Domnul Iisus Hristos. Pentru că ai ascultat rugăciunile noastre, din toată inima îți mulțumim. Pentru că avem un Mântuitor care a acceptat să moară. Pentru că avem un Mântuitor care a înviat și este viu, îți mulțumim. Pentru că El este învățătorul nostru. Și pentru că El ne învață ce atitudini să avem, chiar și în suferință, îți mulțumim. Pentru ceea ce ai pregătit pentru noi de aceste sărbători, îți mulțumim. Și așteptăm, Doamne, să reverși har peste adunarea noastră.
în aceste zile. Doamne, vino în adunarea noastră. Vrem să ne bucurăm de prezența Ta și vrem să ne bucurăm de aceste sărbători. Puneți mâna peste familiile noastre și peste biserică, Doamne. Condu mai departe viețile noastre și lucrarea Ta și ajută-ne să rămânem smeriți, să Te onorăm și să Te slujim toată viața. Mulțumesc pentru Andrei, binecuvintează. Pune în inima lui o râvnă tot mai mare de a Te sluji și prin predicarea cuvântului. Și Doamne, ridică slujitori din biserica noastră. Mulțumim pentru tineri care sunt aici. Folosește-i, Doamne. Mare este secerișul. Puțin sunt însă lucrătorii. Lucrează Tu, Doamne. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin. Domnul să fie slăvit pentru seara aceasta. Vă mulțumesc tuturor celor care ați venit mâine dimineață de la ora 10. Să venim cu bucurie, să ne închinăm, să-L ascultăm pe Domnul. Numele Lui să fie glorificat în veci. Amin. Pacea Domnului să-L trimite.